Slăvit să fie Domnul pentru această mare speranță, că îl vom vedea pe Domnul față în față. Abia așteptăm să vină ziua aceea. Cum spune poetul cântării, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, ci mi-e dor, ci mi-e dor, Doamne, de Tine. Am vrea să-L vedem pe Iisus. Mă rog ca El să se manifeste prin Duhul Sfânt și în aceste momente. Vă rog să deschideți Biblia la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13. O să citesc de la versetul 18 la versetul 30. Pagina Biblie, 1044-1045. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 18. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe acela pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine mă primește, că cine primește pe acela care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis, Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și a zis, Doamne, cine este? Isus a răspuns, acel corea îi voi întinde bucățica și o voi da și a întins o bucățică că și-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce trebuie pentru praznic. Sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte, amin. Vă rog să ocupați locurile. În primul rând, permiteți-mi să vă aduc salutări din Statele Unite. După ce am plecat de aici, din Baia Mare, de la dumneavoastră, în duminica următoare am participat la un botez în Detroit. Michigan, la Biserica Aleluia dimineața, fratele pastor Gabriel Fazecaș, conducerea bisericii de acolo, vă transmit multe, multe salutări. Apoi seara am fost la Biserica Betel și de acolo frații transmit salutări Bisericii Muntele Sionului, după care am fost în Phoenix, în Arizona și am fost la Biserica Maranata, care de asemenea vă transmite multe, multe salutări în Domnul și încă o dată tinerii de acolo, prin intermediul meu, vă mulțumesc pentru generozitatea și ospitalitatea cu care au fost primiți aici, Dumnezeu să răsplătească Bisericii Muntele Sionului. Dragii mei, în textul acesta care l-am citit, poate unii vă întrebați, dar ce rost are citit textul acesta la Cina Domnului? Are de a face ceva Cina Domnului cu textul acesta? Mai ales că despre ucenicul Iuda se ocolesc predicile, pentru că este cel mai să zic așa, exemplu negativ al Scripturilor. Cel mai josnic lucru care poate să facă un om este să-L vândă pe Hristos. Nu există un lucru mai josnic decât să-L vinzi pe Dumnezeu. După ce Dumnezeu te cheamă, te mântuiește, după ce El îți dă onoarea să fii ucenic, după ce îți dă onoarea chiar să fii în slujbă, cum Iuda era în slujba de casier, nu există mai josnic lucru decât să-L vinzi pe Hristos. Și în această zi aș dori să abordez o temă pe care am intitulat-o Când amesteci neprihănirea cu nelegiuirea. Ce se întâmplă cu un creștin care a venit la Hristos, care îl cunoaște pe Hristos, care s-a întors la Dumnezeu, care a primit onoarea de a fi numit copil al lui Dumnezeu, dar care după ce s-a pocăit își mai permite să amestece neprihănirea cu nelegiuirea. Adică mai exact, un, noi suntem chemați din lume și fiind chemați din lume, afară, suntem chemați să fim diferiți de lume. Biserica este chemată să impacteze lumea, nu conformându-se cu lumea, ci fiind foarte diferită față de lume, imitându-L pe Hristos. Dar când un creștin trăiește într-un amalgam spiritual, într-un fel de neprihănire și nelegiuire, ce se va întâmpla cu acel creștin? Ce se întâmplă cu creștinul care se joacă cu pocăința, cu sfințenia lui Dumnezeu? Care în biserică este sfânt, este pocăit, dar când este acasă, soția îl vede în mod diferit, copiii la fel, sau soțul. Ce se întâmplă cu un creștin care atunci când este la servici, nu face cinste cuvântului lui Dumnezeu, nu face cinste sfințeniei lui Dumnezeu, ci se comportă total diferit de ceea ce ar trebui să fie. Care va fi rezultatul final al acestui creștin? Prin urmare am ales ca exemplu pe Iuda. Cine este Iuda? Este al 12-lea ucenic al lui Isus. Ales după o noapte de rugăciune de Domnul Isus. Nu la mod întâmplător este ales și Iuda în cercul celor celor 12. Interesant este că Isus știa de la început cine este Iuda știa ce va face Iuda. De mai multe ori Iisus în discursul său face referință că unul din voi mă va vinde. Nu v-am ales pe toți cei 12 și totuși unul este un drac, spunea Domnul Iisus. Ce s-a întâmplat? De ce a decăzut Iuda, care a avut șanse egale cu ceilalți ucenici, ca să fie și el în rândul apostolilor de mai târziu? De ce a căzut Iuda? Aș vrea în această zi, când trebuie să ne apropiem de cina Domnului, să te atenționez, drag creștin, oricine ai fi, fie că ești în comitet, în slujbă, fie că ești ordinat sau nu, fie că ești membru stând acolo și ascultându-mă acum, suntem egali în fața lui Dumnezeu și avem aceeași responsabilitate când vorbim de sfințenie. Când vorbim de slujire, responsabilitățile sunt diferite. Una este responsabilitatea pastorului, alta este responsabilitatea prorocului, alta este responsabilitatea diaconului sau al prezbiterului sau unui frate din comitet, dar când vorbim de sfințenie, acolo toți suntem egali. Toți trebuie să ne sfințim, nu trebuie să să credem că doar păstorul trebuie să fie sfânt ca biserica să meargă bine. Da, păstorul trebuie să se sfințească. Slujitorii trebuie să fie sfinți ca Dumnezeu și Duhul Sfânt să nu fie împiedicat și să se manifeste într-o biserică. Da, trebuie să fie sfinți. Dar în același timp și tu, cel care probabil nu ești diacon, nu ești proroc, nu ești păstor, nu ești în comitet, ci ești un membru în biserică și nu spun un simplu membru, ci un membru important în trupul lui Hristos. Trebuie să te sfințești ce se întâmplă dacă tu te joci cu păcatul în ascuns, când zici nu mă vede nimeni și te joci cu nelegiuirea, în timp ce ești chemat la sfințire? Oare ce se va întâmpla în final cu viața ta? Vei fi mântuit? Vor fi mântuiți cei care trăiesc în ascuns, în păcate ascunse, care se joacă cu Dumnezeu, care cred că dacă Dumnezeu nu pedepsește azi, Dumnezeu este tolerant și bun și mâine. Și până la urmă, Dumnezeu va face cumva și mă va ajuta și pe mine să intru în împărăția lui Dumnezeu. Iată ce s-a întâmplat cu Iuda. De mai multe ori, Iuda este atenționat. Iuda este în cercul ucenicilor lui Isus. Are privilegiile exact care le au și ceilalți ucenici. Cu nimic nu face deosebire Isus între Iuda și Petru, între Iuda și Ioan, între Iuda și Iacov, între Iuda și ceilalți. Isus are aceeași dragoste, are aceeași iubire pentru toți. Cu toate că știa cine este. Interesant este că Domnul Isus știa că Iuda nu este cinstit. Dintre toți ucenicii, Isus îl alege pe Iuda să fie cel care va purta punga, casierul aveau și ei așa, să zic, o micuță biserică. Și din când în când mai primeau și ei donații pe unde mergeau. Nu le lua Iisus donațiile, ci le, le lua Iuda. Iuda punea aceste donații în pungă și din când în când, când Iisus spunea, du-te să cumperi ceva pentru ucenici, Iuda era cel care mergea, cumpăra, venea înapoi, el purta punga. Însă Biblia menționează ceva și spunea despre Iuda, o să uh, revin la aceasta mai târziu, la un moment dat, Iisus este într-o într, -o, într -o împrejurare interesantă. Este în casa lui Lazar, cel care îl înviase, în Betania. Și în timp ce este în casa lui Lazar din Betania, Maria, în semn de respect pentru Domnul Iisus, vine și toarnă un undelem mirositor peste trupul Domnului Iisus, un parfum foarte scump. Dintre toți ucenicii, singurul care reacționează în mod negativ este Iuda. Ce rost are risipa asta? Ce rost are risipa asta? Auziți cum gândesc eu ca unul care am idee financiară. Parfumul acesta s-ar fi putut vinde. Banii care obținea pentru salarul unui om care lucra un an de zile, cam atât a costat parfumul acela foarte scump, ar fi putut să fie dat săracilor. Dar menționează scriitorul, evanghelistul, următorul lucru. Nu-i avea în minte pe săraci, ci... Fura el tot ce se punea în pungă. Deci nu se gândea la săraci. Ideea era că doar pentru săraci. O, oh, dar frate, ce să facem asta la biserică? Doar trebuie să ajutăm săraci. Eu nu zic că nu trebuie să ajutăm săracii. Dar ești tu sincer și cinstit când faci asemenea afirmație? Dai tu din buzunarul tău ceva pentru săraci? Sau lași doar pe alții să dea pentru săraci? Este foarte interesant felul cum gândim. Iuda nu se gândea la săraci, se gândea la el, la confortul lui, la cum să mai fure din pungă dacă poate. Isus știa foarte bine că Iuda este unul necinstit, unul care fură din pungă ceea ce se adună. Știa și îl tolera. Totuși îl tolera Isus. Pentru că Hristos îți dă șanse, îți dă șanse astăzi și mâine și îți dă șanse în fiecare zi. Niciodată Hristos n-a dorit pierirea lui Iuda. Iuda singur și-a căutat pieirea. Prin faptul că, în mod repetat, amesteca nelegiuirea cu neprihănirea. Din partea exterioară, Iuda părea un ucenic, părea un om care umbla cu Isus, unul de care și în care trebuia să ai încredere. Asta era părerea exterioară. Însă părerea interioară, părerea lui Dumnezeu, era diferită. Știi, nu contează ce cred alții despre tine. Nici măcar ce crezi tu despre tine nu contează. Știi ce contează cel mai mult? Ce crede Dumnezeu despre tine. Ce crede Dumnezeu despre mine, asta este capital. Despre tine tu poți să ai impresii foarte bune. Și chiar toți, fiecare dintre noi, avem impresii foarte bune despre noi. Niciunul dintre noi nu credem că suntem răi. O spunem doar în mod manierat în fața altora. O nu sunt nici eu bun. Ca să nu cumva să dăm impresii sau aere de prea bun dar în fond, în adânc, noi credem că suntem buni. Apoi, ceea ce spun alții despre noi, nu e atât de important. Alții pot să aibă o impresie foarte bună despre noi. Văzându-ne la biserică, venim poate fiecare dimineață la rugăciune, făcând atâtea lucruri, pot să creez o impresie. Mă, omul ăsta e un om foarte sfânt, un om foarte neprihănit. Însă, în realitate, cei mai de aproape te cunosc cel mai bine soția, copiii, cei cu care ești în contact. Când ajungi acasă, îți dai masca asta jos și atunci ești tu în realitate cel care ești. Însă, mai presus de ei, te cunoaște Dumnezeu. Mă cunoaște Dumnezeu. Auziți, Dumnezeu nu se uită niciodată la ceea ce se uită omul. 1 Samuel 16 cu 7, Domnul îi spune lui Samuel, care se duce în casa lui Isai ca să ungă pe împăratul lui Israel. Și primul care apare în față este Eliab. Când se uită profetul Samuel la Eliab și vede un bărbat înalt, un bărbat chipeș, un bărbat frumos, zice Samuel ăsta ar potrivi de împărat. Își ia sticluța și se duce să-l ungă, chiar se pregătea să-l ungă, însă Duhul Domnului îl oprește pe Samuel. Oprește-te, nu este el. Dar de ce nu este el? Și au zis ce spune Dumnezeu. Și Domnul a zis lui Samuel, 1 Samuel 16 cu 7, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Dumnezeu se uită la, zice stare, inimă. Dumnezeu se uită la inima ta, se uită la inima mea. Nu contează cât ești de chipeș, cât ești de parfumat, cât ești de frumos. Nu contează cât ești de îmbrăcat. Nu contează cât vii și când și predici și ești în comitet și ești în biserică și faci parte din biserica Muntele Sionului. Dumnezeu se uită la inimă. Și la asta s-a uitat Isus în viața lui Iuda. Care era impresia lui Dumnezeu despre Iuda? Iată ce spune Biblia. În primul rând, Dumnezeu știa că Iuda este un hoț. Ioan 12 ,6 Spunea însă lucrul acesta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era un hoț și fiindcă cel ce ținea punga fura, el ce se punea în ea. Asta știa Dumnezeu. Că era un iubitor de bani. Matei 26 cu 15 și le-a zis Isus și le-a zis Iuda celor de la templu, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de arginți, un avar, unul care iubea banii mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru el banul conta, n-avea tată, mamă, frat, suror, n-avea nimic, tot ce conta era banul. Un posedat demonic, asta era Iuda, Ioan capitolul 6, versetul 70, versetul 71. au zis ce spune? Se întreabă Iisus în mod retoric. Nu v-am ales pe voi cei 12? Și totuși, unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu, că cel avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Asta era părerea lui Dumnezeu despre Iuda. Părerea celorlalți ucenici și a celor din afară era că și el este un ucenic cu noi. Cei din afară este un ucenic al lui Isus. Însă părerea lui Dumnezeu, diametral opusă de părerea lumii, era deplorabilă în raport cu Iuda. Știi, când amesteci nelegiuirea cu neprihănirea, în primul rând, ești în contradicție cu Dumnezeu. Iată ce spune profetul Ieremia în capitolul 23, versetul 28 prorocul care a avut un vis, să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu, pentru ce să amesteci paele cu grâul, zice Dumnezeu? Adică, de ce să amesteci nelegiuirea cu neprihănirea? De ce să le amesteci? Spune ceea ce spun eu, zice Dumnezeu. Nu încerca să combin lucrurile. Iar în Evrei, capitolul 1, versetul 9, Dumnezeu ne vorbește prin această epistolă. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Știți de ce este iubit Iisus de Tatăl? Aici este vorba despre Dumnezeu Tatăl și apoi Dumnezeu Fiul. De aceea spune, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Pentru că tu ai iubit Neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Adică în viața lui Hristos nu exista o combinație de neprihănire și nelegiuire, ci în viața lui Isus era doar neprihănire. Și acum aș vrea să vedem câteva efecte. Ce se întâmplă cu un creștin care amestecă neprihănirea cu nelegiuirea? Unul care în timpul duminicii este neprihănit, dar lunea în jură, bea, curvește, face anumite lucruri și totuși în mod. Interesant, paradoxal, poartă numele de creștin. Ce se întâmplă cu acest om? Ce se întâmplă cu oameni care trăiesc în astfel de situații? Care atunci când auzim și noi, ne este rușine că fac de rușine Evanghelia, fac de rușine credința creștină. Ce se întâmplă cu astfel de oameni? Iată, am descoperit patru efecte din Cuvântul lui Dumnezeu. Primul efect al unui om care combină neprihănirea cu nelegiuirea este că se depărtează de Dumnezeu. Este primul efect imediat. Omul acela care combină lucrurile, care face acest amalgam spiritual de neprihănire și nelegiuire, când e neprihănit, când e nelegiuit, și la un moment dat ești tu confuz că nu mai știi ce e ăsta, mă. Ce e ăsta sau nelegiuit? E din biserică sau din lume? Primul efect este că se depărtează de Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 2 cu 13? Noi suntem diferiți de lume pentru că am fost apropiați. Cândva eram depărtați, de cine eram depărtați? Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați. De cine eram depărtați? Eram depărtați de Dumnezeu. Trăiam după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, după fiii întunericului, după ceea ce face lumea. Eram departe de Dumnezeu. Dar acum, prin Hristos, voi cei care ați fost depărtați, ați fost acum apropiați. Prin ce? Prin sângele lui Isus Hristos. Și fiindcă am fost apropiați de Dumnezeu, începem să ne depărtăm de nelegiuire, să nu mai lăsăm păcatul să domine viețile noastre, să intre în viețile noastre. Un creștin nu se joacă cu păcatul. Păcatul în viața unui creștin poate fi un accident, dar nu o chestiune premeditată. În viața lui Iuda, păcatul a fost o chestiune premeditată. El n-a căzut dintr-o dată. El a premeditat asta. De mai multă vreme, Satan a pus în gândul lui să-l vândă pe Hristos. Însă găsea un, trebuia să găsească un prilej nimerit, un moment, o circunstanță perfectă în care toate să se potrivească ca el să obțină banii. Lucrul acesta îl premedita. Când premeditezi păcatul, este un lucru grav printr-un joc spiritual de amestec al neprihănirii cu păcatul, tu sau eu sau noi atragem mânia lui Dumnezeu. zis ce strigă Dumnezeu în Isaia 1 cu 13? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea Unită cu sărbătoarea. Știți de ce spune aici, în loc de sfințire sărbătoare? Pentru că sărbătorile evreilor trebuiau să fie sfinte. Ei veneau la sărbătoare nu să se distreze, ci veneau să se sfințească înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: Eu nu pot să văd unită nelegiuirea cu neprihănirea. Nu pot să văd. Mi-e scârbă, zice Dumnezeu, de sărbătorile voastre? Crăciun și Paște fără neprihănire, Dumnezeu zice, nu pot să văd. Cu toate că voi încercați, încercați să veniți la templu, încercați să vă arătați că sunteți sfinți, dar eu știu ce sunteți pe dinăuntru și nu pot să suport nelegiuirea cu neprihănirea. Atragem în astfel de situații mânia lui Dumnezeu. Iar în Evrei, capitolul 10, versetul 26 și 27, când premedităm păcatul, când Iuda l-a premeditat, au zis ce spune nevrei 10, 26, 27, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșătoare a judecății și văpăi unui foc care mistuie pe cei răzvrătiți. Iată mânia lui Dumnezeu, când te depărtezi de Dumnezeu, când te joci cu nelegiuirea, când premeditezi păcatul, când în mod conștient păcătuiești, în mod conștient vorbești vulgar, în mod conștient bârfești, în mod conștient urăști, atunci ce jerfă mai există pentru păcat, întreabă apostolul. Cine să mai moară pentru tine? Ce anume ar fi trebuit să mai facă Dumnezeu și n-a făcut ca să te depărtezi de nelegiuire și să te poți apropia de Dumnezeu? Nu există stare mai deplorabilă decât un om să se depărteze de Dumnezeu după ce odată a fost aproape de Dumnezeu. Nu există stare mai jalnică, nu există om mai nefericit de pe pământ decât omul care a fost cândva aproape de Dumnezeu și s-a depărtat de Dumnezeu. Este cel mai tragic, este cel mai nefericit om. Nu s atât de nefericiți nelegiuiții din lume, care niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, care niciodată n-au fost aproape de Dumnezeu, dar este nefericit omul care a fost cândva aproape de Dumnezeu și acum s-a depărtat de Dumnezeu. Câteva semne ale depărtării de Dumnezeu. Primul semn este decădere morală. Nu mai ții la sfințenie, nu te mai afectează păcatul, nu te mai deranjează faptul că ai păcătuit, ci stai confortabil și nu te mai mustră conștiința. Nu mai iubești părtășia cu Hristos, ci cochetezi cu dușmanii Lui, cu păcatul, cu nelegiuirea. Nu te mai rogi, nu-ți mai vine niciun chef să te rogi. Te depărtezi atât de rapid de Dumnezeu încât nici nu-ți dai seama. Și asta se vede pentru că nu mai vrei să te rogi să stai în părtășie cu El nu mai vii constant la biserică. De ce să mai vin și duminică seara la biserică? Nu-i destul că am fost dimineața? Mai bine stau în pat și mă odihnesc că luni va fi o zi grea de lucru. Nu mai pot, mai bine mă duc în parc să mă relaxez. Toate aceste lucruri derivă de la depărtarea de Dumnezeu. Vezi zice, dar chiar are de a face apropierea de Dumnezeu cu venitul la biserică. Da, pe cine iubești mai mult, acelui ai dăruiești timpul tău. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei face tot posibilul să fii în casa lui Dumnezeu. Vei face tot posibilul să vii în cu El și cu frații. Dar dacă te depărtezi încet, încet, nu mai simți acea bucurie, acea plăcere. Simțul sensibilității, sensibilității morale se tocește. Știi, când te depărtezi de Dumnezeu, au zis numai 1 Samuel 28 cu 15, Saul s-a depărtat de Dumnezeu. Este unul dintre cele mai uh, triste versete din Biblie, dar în același timp și Dumnezeu s-a depărtat de Saul. Auziți când se duce Samuel la el, Samuel îi spune, ce ai făcut? Am păzit cuvântul Domnului, zice Saul, dar ce cu behăitul acesta de oi care se aude în tabără? O, vreau să-ți explic, mi-a fost frică de popor. Poporul a venit, subalterni au venit și mi-au zis, hai să luăm pe împărat hai să luăm oile cele mai grase, boii cei mai grași, să-i aducem jertfă Domnului. Îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea de cuvântul Domnului, căci neascultarea de cuvântul Domnului este la fel de vinovată ca și ghicirea și vrăjitoria, ca și ocultismul, este la fel de vinovată, au aceleași efecte ale păcatului. Și acum Saul zice, sunt într-o mare dificultate, filistenii luptă împotriva mea, și acum conștientizează el. Iar Dumnezeu s-a depărtat de mine. Cel mai trist verset din Biblie, Judecător, capitolul 16, versetul 20. În asemenea manieră este Samson, omul acela cu părul lung. Și spunea el după ce Dalila a strigat, Filistenii sunt asupra ta. El s-a sculat și a zis, voi face ca și mai înainte, mă voi scutura. Și un lucru nu știa că Domnul. S-a depărtat de el. Dragii mei, în această dimineață, stând la masa cinei, noi ne apropiem de cină, dar Dumnezeu este aproape de noi. Aș vrea să ne punem întrebarea cât de aproape suntem noi de Dumnezeu. Nu cumva ne-am depărtat de Dumnezeu? Nu cumva lucrurile lumii, lucrurile acestei lumi ne-au răcit față de cele sfinte și vrem sau nu vrem? Am vrut sau n-am vrut? Ne trezim departe de Domnul? Cântam cântarea aia, eu eram prea departe de Domnul, dar nu cumva sunt prea departe de Domnul. Aș vrea în această zi Duhul Domnului să ne trezească și să ne spunem în noi și ne vrem să ne apropiem de Tine, Doamne. Vrem să venim mai aproape de Tine și Tu vei veni mai aproape de noi. Știți că în Biblie scrie că dacă ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi, dar dacă ne depărtăm de Dumnezeu și Dumnezeu se va depărta de noi. Deci primul efect al omului care combină neprihănirea cu nelegiuirea este depărtarea de Dumnezeu. Nu mai ține la cele sfinte, nu mai este în în pasiune pentru casa lui Dumnezeu, nu se mai îndelenicește cu lucruri sfinte, ci cu lucruri firești. Un al doilea efect este confuzie spirituală. Iuda nu mai știe ce este păcat și ce nu este păcat. Chiar e păcat să eu 30 de arginți? Dar doar Iisus o să facă o minune și o să scape din mâinile lor. Eu o să rămân cu banii și o să rămân și cu Iisus. Atât de orbit este, atât de confuz este, încât el nu mai știe ce-i nelegiuire și ce-i neprihănire. Apostolul Pavel spune că în vremurile din urmă vom trăi o astfel de confuzie, de apostazie religioasă. Când chiar biserici nu o să mai facă diferența între neprihănire și nelegiuire ci spune că își vor da învățători după poftele lor, adică după plăcerile lor. Ăsta nu ne place cum predică afară, să vină unul care ne place cum predică, care ne distrează, care ne spune lucruri plăcute, lucruri interesante. Nu mă duc la biserică, stau pe internet, îl ascult pe X, Y, pe păstorii ăștia mai vocali, care spun tot felul de lucruri, numai din politică, numai din viața socială, lucruri care te încântă, te șocază, prea puțin din Biblie. Și când stai să ceri predica, Vezi că din scriptură aproape nimic n-au spus. Ce au spus ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în Ucraina, toată ataclama asta politică și până la urmă, spiritual, cu ce mă hrănesc? Cu lucruri politice. Ba mă apucă groaza de viitor, vai ce se întâmplă, vin rușii peste noi, vai o să vină neomarxiștii și acum o să fie gata, o să închidă bisericile, ne apucă un stres, trecem printr-o tensiune, de nici nu-ți mai vine să te rogi dragul meu, confuzia asta spirituală, aș vrea să ne trezească Duhul lui Dumnezeu. Dacă predică cineva, spune Biblia, spune Apostolul Pavel, să predice cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este singura sursă care mă ține treaz, care nu mă lasă să fiu confuz. Și cei dacă vin neomarxiștii, și cei dacă vine persecuția, și cei dacă vine foametea, și cei dacă o să-mi ia proprietățile, un singur lucru știu, pe Domnul nu mi lea nimeni din inimă. Cuvântul lui este baza pe care eu merg prin lumea asta, pentru că nu sunt pentru lumea asta, nu trăiesc pentru lumea asta. Eu trăiesc pentru împărăția care vine, pentru gloria Dumnezeului veșnic, lăudat să fie Dumnezeu. Iuda ajunge confuz. În momentul când se trezește Iuda din confuzia spirituală, el vrea și el cumva iertare. Am păcătuit, se trezește într-un târziu. Am păcătuit că am vândut sânge nevinovat. Nu mi-am dat seama de confuzia în care trăiesc. Abia acum, în final, m-am trezit. Dar auziți, în confuzie nu mai știi la cine să alergi. Cine este cel care dă iertare? Iată la cine alergă Iuda, de aia nu primește iertare. Iuda fuge la preoți, Matei 27 cu 4, și i-au zi zis: Am păcătuit că ce am vândut sânge nevinovat. Însă preoții răspund ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Știți ce s-a întâmplat? Au luat galbenii, a crezut că poate să cumpere iertarea cu bani și acum nu-i mai trebuie niciun ban. Ia cei 30 de arginți și aruncă în templu. Marele preot Caiafa va lua acei bani și va cumpăra cu ei un cimitir. Un cimitir care va fi folosit mai târziu pentru toți cei care vor muri în Ierusalim și nu din Ierusalim, adică pentru străini pentru că străinii nu erau îngropați în același cimitir cu evreii, ci erau îngropați undeva în afara Israelului, într un cimitir al străinilor. Cu asta va face Caiafa cu banii lui Iuda, însă Iuda nu va primi iertare. Pentru că în confuzie, în confuzie spirituală nu mai știi unde să alergi și cei sfânt și cei nesfânt. Saul fuge la Samuel pentru a primi iertare. 1 Samuel 15 cu 25. Saul a zis iarăși: Am păcătuit acum. Te rog, auziți, el a păcătuit. Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor și a poporului meu și în fața lui Israel. Se duce la Saul, la Samuel să ceară iertare. Și mai mult decât atât, el nu-și dă seama de gravitatea păcatului. Pentru el tot ce contează este bunul nume în fața celorlalți. Cinstește-mă în fața poporului. Nu mă spune la nimeni că am păcătuit. Nu cumva să afle poporul lui Israel că eu sunt lepădat, că am fost depărtat de Dumnezeu, că Dumnezeu m-a lepădat ca împărat. Cinstește-mă în fața poporului. Oameni dorniș și setoși de un nume, de populism. Oameni care nu sunt interesați de faptul că Dumnezeu s-a depărtat de ei, de faptul că Dumnezeu nu-i mai are în lucrare, ci pentru ei tot ce contează, este populismul. Când eram copil la cina Domnului, frații erau atât de sensibili și această sensibilitate creștină care o aveau îi făcea ca de fiecare dată înainte de cina Domnului veneau la mărturisire. Și acum, după ani, am întrebat pe anumiți păstori bătrâni care sunt acum, mai sunt în viață și sunt foarte înaintați în vârstă, frate, așa sunt eu interesat datorită slujbei, spunem că când frații aia, când eu eram copil și veneau să-i mărturiseau, poți să-mi spui și mie, nu trebuie să spui nume, cine ce să o dar ce se mărturiseau, ce spuneau ei? Și auzi, frate, zice, mare diferență între atunci și acum. Atunci frații și ziceau, veneau să-i mărturiseau în felul următor. Frate, păstor, săptămâna asta am gândit rău împotriva fratelui. Oare mă iartă Domnul? Fratele nu știe că eu am, am, am gândit rău împotriva lui, dar știe Dumnezeu. Și îmi pare rău că am păcătuit și față de fratele meu, dar mai ales față de Dumnezeu. Mă iartă Domnul? Altul mergea și spunea, frate, am, am spus un neadevăr. Te rog, spun, aș vrea să mă rog Domnului să mă ierte, frate, mă iartă Domnul? Asta era sensibilitatea creștină. Astăzi, nu mai vin la mărturisiri numai dacă facem păcate mari, dacă omorâm, dacă curvim, dacă știu eu anumit, celelalte păcate mici nu ni se mai par păcate. Însă vulpile mici strică viile în floare, păcatele mici distrug și se fac păcate mari. De fapt, în fața lui Dumnezeu nu există păcat mare, păcat mic. Doar în fața noastră există păcate mari. Și da, din punct de vedere al legilor morale, naturale, există păcate mari și păcate mici. Că nu poți să compar crima cu o bârfă, că în crimă tu ai ucis pe cineva. Într-o bârfă doar ai stricat numele cuiva și nu știu dacă îl mai poți repara. E adevărat că există diferență, dar efectul păcatului este același. Plata păcatului, spune în Roman 6 cu 23, este moartea. Indiferent că e mare sau că e mic. Confuzia, confuzia spirituală, asta duce pe mulți creștini în rătăcire. Asta face să apară biserici cu noi orientări, cu noi manifestări confuzia. Ei cred sau cred că Dumnezeu se manifestă oricum, că nu are nevoie de un cadru special în care Dumnezeu să se manifeste. Cu toate acestea, Dumnezeu are nevoie de un cadru special. Cadru special, în primul rând, constă în sfințenia noastră fiecăruia, să ne sfințim în prezența lui Dumnezeu. Când nu mai știi ce e păcat și ce nu e păcat, Generația care crește sub ochii noștri este o generație care trăiește în confuzie pentru că noi am făcut să fie confuzi. Tata i-a spus fiului, mă, fi băiat bun, fi pocăit, dar tata acasă nu mai era. Era diferit și atunci copilul se uită și zice, cum o zis acel copil, tată, vrem să ne mutăm la biserică. Dar de ce la biserică? Ce n-avem casă, nu avem mașină, n-avem tot ce ne trebuie. Ba da, avem, tată, dar îmi place mai mult de tine când ești la biserică și ești la învon decât când ești acasă. Pentru că era o confuzie în mintea copilului. Una era la biserică și alta era acasă. De aceea, confuzia aceasta spirituală poate să distrugă multe suflete. 2 Tesaloniceni 2 cu 11. Uneori Dumnezeu pentru cei ce amestecă nelegiuirea cu neprihănirea îngăduie confuzie. De aceea, din pricina aceasta, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Adică oameni care se duc la biserică, citiți vă rog, între capitolul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, oameni care par religioși, însă Dumnezeu îi lasă în direcția lor. Le trimite un duh de rătăcire, de confuzie și ei cred că sunt bine, dar nu sunt un împărați 18 cu 21, poporul lui Israel credea că e foarte bine, dar trăia într-o confuzie adâncă. La un moment dat, Ilie cheamă pe Carmel și strigă, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele, adică cât mai vreți să fiți confuzi, cât mai vreți să nu deosebiți stânga de dreapta, binele de rău, neprihănirea de nelegiuire, lumina de întuneric, cât vreți să trăiți în obscurantism spiritual, iar în Iona, capitolul 4, versetul 11, Dumnezeu îi spune lui Iona și mie să nu -mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni. Ascultați! care nu știu să deosebească dreapta de stânga, adică era o confuzie spirituală afară de mulțimea de vite. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Iona, ca să-i trezească din confuzie ca să-i trezească la realitate, să se întoarcă la Dumnezeu. Iar în Romani, capitolul 1, versetul 18, și tot capitolul, dacă vreți, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor, adică oameni care amestecă adevărul cu minciuna, neprihănirea cu nelegiuirea, Dumnezeu îi lasă în confuzie, și mânia lui Dumnezeu vine peste ei. Iar dumneavoastră, acasă, promiteți-mi că veți citi 2 tesalonicieni, capitolul 2, de la 1 la 17, când va exista marea apostazie religioasă, când va veni să se dea drept și se va urca omul nelegiuirii în locul preasfânt, când se va da drept neprihănit, dar nu va fi. Va fi o confuzie religioasă încât vor veni, spune Isus cristoși mincinoși, vor face să se coboare foc din cer, vor face chiar minuni, și din pricina înmulțirii nelegiuirii, mulți vor cădea, mulți se vor depărta de Dumnezeu. Un al treilea efect al amestecului de neprihănire cu nelegiuire este o stare spirituală precară, o stare spirituală rea. Iuda, prezent la cină, dar nu este deloc sensibilizat de ceea ce spune Isus și mai ales, ultimul pune întrebarea: nu cumva sunt eu, Doamne? Știa bine că trăiește în nelegiuire, știa bine planul malefic care și-l a pus la cale, știa bine că urma să-l vândă pe Isus, dar cu toate păcatele acestea el vine la cină. N-are nicio rușine, niciun respect să se apropie de cina Domnului și chiar ar fi vrut să ia și el cina. Cel care l-a oprit a fost Isus. Ce este interesant? O stare spirituală precară, o stare spirituală rece. În Ezechiel, capitolul 18, versetul 24. Iată ce spune Dumnezeu. Însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Și continuă profetul, toată neprihănirea celui neprihănit va fi uitată. Tot ce a fost el înainte se va uita, pentru că acum se amestecă cu nelegiuirea. Și amestecându-se cu nelegiuirea. Omul acesta are o stare spirituală precară. E așa cel, după cum vorbește Isus celor șapte slujitori ai bisericilor din Apocalipsa, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Domnul nu vorbește biserici acolo, citiți-a cu atenție în Apocalipsa, Domnul vorbește slujitorilor acestor biserici. Fiecare are o stare spirituală precară. Unul se crede bogat și era sărac, Altul se crede neprihănit, dar de fapt era, era păcătos. Altul se crede că vede, dar de fapt era orb. Fiecare se mulțumea cu starea lui, însă Dumnezeu spune, sunteți deplorabil. Dragii mei, starea spirituală a noastră care este? Fiecare să ne verificăm, spune Pavel, dacă suntem în credință. Ce fel de credință avem? Care-i starea mea spirituală? Te-a întrebat vreodată înaintea lui Dumnezeu? Starea spirituală a acestor slujitori se datora faptului că ei, sfinții, amestecau neprihănirea cu nelegiuirea. Și știți care a fost rezultatul? Rezultatul a fost eșecul. De aceea aș vrea să ne trezească Duhul Domnului și să schimbe starea spirituală din noi. Dacă e o stare moale, lălâie, o stare care nu place lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne schimbe stările și ziceți, amin. Și un al patrulea lucru, care este cel mai grav. Omul care amestecă neprihănirea cu nelegiuirea va avea parte de atacuri demonice. Va avea parte de atacuri demonice. Ba chiar de posesiuni demonice. Auziți ce spune Biblia? În timp ce Iisus stă la masă cu ucenici, este ultimul semnal de alarmă pentru Iuda. Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Atât de dezmerit este Ioan că nu-și dă numele. El este cel care își pleca capul pe pieptul lui Isus. Dar observați ce zmerenie în scrierile lui. Zice unul care își pleca capul. Așa de mult iubesc pe acest apostol care n-au fost oamenii populismului sau al bogăției, ci oamenii ai Sfințeniei lui Dumnezeu. Unul zice, unul de acolo dintre ei, care mă? Păi tu, cel ce scrii, de ce nu spui eu, Ioan, că alții din zilele noastre atâtea minuni face Dumnezeu, de fără ei Dumnezeu nu ar face minuni. Păi Domnul a făcut prin mine așa, a făcut prin mine așa, toate minunile face Dumnezeu numai prin el. Fără la Dumnezeu n-ar face minuni. Dar apostolul ăsta zice unul, unul din ei, care își plecase capul pe pieptul lui Isus. s-a uitat la Petru, care era liderul grupului, și Petru nici n-are curaj, parcă nu mai are cuvinte în grai. Face un gest, un semn gestual. întreabă cine -i? Și cine este, Doamne, cel care te vinde? Îl întreabă Ioan, nici măcar neavând curajul să se uite în ochii lui Isus, ci stând pe pieptul lui Isus cu cap. Cine-i, Doamne, la care te vinde? Aceluia care îi voi întinde bucățica încă nu începuse cină și o voi da ce scrie Biblia aici cum i-a dat Isus bucățica cine a intrat în Iuda Doamne satana a intrat în Iuda Și apoi Isus uitându-se la el văzându-l plin de demoni acum pe Iuda ce ai de făcut fără repede Ucenicii nu știau despre ce este vorba. Habar n-aveau... De ce n-a spus niciodată Iisus ucenicilor să se plângă de casierul ăsta? Să-i spună, mă, uite ăsta fură, mă. De ce Iisus tace? Ucenicii habar n-aveau, dar au fi crezut, au oh, ști ce? Cred că l-au trimis l-o trimis ca să cumpere, că na, fiind în preazma Paștelor avem nevoie de ceva. Habar n-aveau ucenicii despre ce voi. Nu-și imaginau ucenicii că unul dintre ei să fie vânzătorul. Nu-și puteau imagina că unul dintre ei să fie căzut atât de jos. Nu-și puteau imagina. Când te joci cu nelegiuirea, chemat fiind la sfințire, te vor ataca duhuri demonice te vor înșela duhuri demonice. Și poate vei crede că e Dumnezeu, dar nu-i Dumnezeu. Ține minte ce spun acum. Nu vei mai avea somn. Vei visa numai și vei avea coșmare și vei vedea hidoșeni în vis. Și vei veni să-mi spui, frate, rogă pentru mine că nu mai pot să dorm. În noaptea am tot felul de coșmare, de vise. Știi de ce? Pentru că te joci cu neprihănirea lui Dumnezeu te joci cu sfințenia lui Dumnezeu. Îți permiți să trăiești și cum n-ar trebui să trăiești. 1 Samuel 16 cu 14 Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și când se depărtează Duhul Domnului, auziți, și a fost muncit de un Duh rău și citiți bine în continuare, de unde venea Duhul rău? Care venea de la Domnul. Știți cum, mai pe înțeles românesc, care a fost îngăduit de Domnul, nu venea din cer de la Dumnezeu. Un duh rău, Dumnezeu își retrage prezența sa, și atunci când își retrage prezența, ești exponentul unor duhuri rele. Când te joci cu neprihănirea și permiți nelegiuirea, Saul a fost atacat de duhuri rele pe care le-a îngăduit Dumnezeu. Le-a îngăduit Dumnezeu până când a venit David. Și David, când a venit și a început să cânte, a început să fugă duhurile pentru că peste David era Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3, 16, 17 Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, că și templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa suntem noi, Dumnezeu să ne ajute! Altfel, Matei 12, la 45, Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri rele, mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Dacă nu se pocăiește, vrei Duhul Sfânt să locuiască în tine? Să nu lăsăm pe Duhul Domnului să plece niciodată de peste noi. Ca altfel suntem exponenți asupra unor duhuri rele. Să ne păzească Dumnezeu. Dragii mei, aici vreau să mă închei predică. Și dacă nu vei ține minte tot ce am spus, ține mă, măcar aceste puncte minte. Dacă te joci cu neprihănirea Lui Dumnezeu, permițind și păcat în viața ta, și apoi iar fiind mai neprihănit și iar păcătos și iar neprihănit, și lasă că o rezolvăm noi cu Domnul cumva, ține minte. Primul efect va fi depărtarea de Dumnezeu. Nu o să-ți mai placă Dumnezeu, nici lucrarea Lui. O să vii doar din respect, o să vii așa doar de formă, dar tu nu o să mai ai comuniune cu Dumnezeu. În al doilea rând, confuzie spirituală. Tu nu mai știi ce-i păcat și ce nu-i păcat. Ți se pare tot una, să mergi la biserică sau să mergi la mol? Ba, încă îți place mai mult la mol decât la biserică. Nu mai este nimic sfânt. Este confuzie spirituală. Oare ce-i păcat? E păcat să mă duc la film. E păcat să mă îmbăt. E păcat să mă uit după femei. E păcat să fac anumite lucruri. Oare e păcat? Da, nu poate nu e așa păcat. Confuzie spirituală. E păcat să citesc sau să nu citesc scriptura, să mă rog sau să nu mă rog. În al treilea rând, o stare spirituală precară. Un fel de răceală spirituală, un fel de gol interior, un fel de lipsă de Dumnezeu. Și în al patrulea rând, atacuri demonice. Mă rog, în această zi la cină, să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. să cerem Domnului iertare dacă ne-am jucat cu neprihănirea lui Dumnezeu și nu știe păstorul, nu știu păstorii, nu știu slujitorii, nu știe nimeni, dar vreau să spun că știe Dumnezeu. În rugăciunea asta să facem o rugăciune în care să-i spunem iartă-ne că am combinat neprihănirea cu nelegiuirea. Că am crezut că putem fi oricum, că dacă nu ne aud vecinii, dacă nu ne știu frații, dacă nu ne știe conducerea bisericii, Doamne, am crezut că Tu ești mai altfel, însă vreau să spun, Dumnezeu e dragoste, dar e și foc mistuitor. Aș vrea să-i cerem Domnului iertare și să-i spunem de azi, nu mai vrem să ne jucăm cu pocăința, nu mai vrem să ne jucăm cu neprihănirea, pentru că vrem ca Duhul Tău să locuiască în noi. Amin? Haideți ridicați înaintea lui Dumnezeu să facem această rugăciune. În timp, după ce ne vom ruga, vom cânta o cântare. Apoi împreună cu frații slujitori vom ieși, ne vom pregăti pentru momentul acesta al cinei Domnului. Dar aș vrea această rugăciune să fie o rugăciune de iertare, să-i cerem iertare lui Dumnezeu. să i cerem curăție ca să ne putem apropia de masa sfântă. Vrem ca Duhul Domnului să locuiască în noi și în Biserica Muntele Sionului. El să se manifeste vindecând. El să se manifeste eliberând, arătându-ne slava lui Dumnezeu. Haideți cu toți să intrăm în rugăciune.